Mario, am pentru tine 10 întrebări din partea fanilor. Prima este de la Mari. Cum te-ai simțit când ai aflat că ai fost desemnat omul meciului încă de la prima selecție la echipa națională? Am fost bucuros, m-am bucurat pentru acest moment. Acest lucru mă face decât să am evoluții mai bune și la meciul următor să joc mai bine și să-mi ajut echipa. Ionel te întreabă care a fost idolul tău când erai copil. Gheorghe Hagi. George Daniel te întreabă când te-au botezat părinții tăi și au dorit sau s-au gândit că vei ajunge la echipa națională? Ai vorbit cu ei despre asta? Nu știu, dar nu s-au gândit că voi ajunge chiar de departe, dar și-au dorit să fac fotbal. Acum că am ajuns la echipa națională, sunt foarte mândri. Cristina ar vrea să știe, ai fost întotdeauna încrezător că îți vei îndeplini visul de a ajunge un fotbalist important sau ai avut și momente când ai simțit că te zbați în zadar? Nu, am muncit mereu pentru acest vis. La fiecare antrenament am încercat să dau totul și acest moment trebuia să vină odată și odată. Bogdan te întreabă, care a fost cel mai important lucru pe care l-ai învățat până acum de la Gheorghe Hagi? Da, trebuie la fiecare antrenament să dai mai mult, să te depășești ca să ajungi acolo unde îți propui. George ar vrea să știe care sunt motivele care te-au determinat să te apuci de fotbal și care sunt momentele care ți-au marcat cariera până acum. Mi-a plăcut de mic copil fotbalul. A fost o plăcere să joc în curtea școlii și de acolo m-am apucat. M-am dus prima oară la o școală de fotbal și n-am mai putut să mă las de fotbal de atunci. Bogdan te întreabă ce campionat din Europa crezi că te-ar avantaja în cazul unui transfer. Eu știu, Spania, Italia, îmi plac foarte mult, Belgia, iar campionate care cred că mi se potrivesc și sper să ajung într-o zi acolo. O întrebare de la Alexandru. Ce ai face dacă tu ai dat golul calificării României la campionatul mondial? Două zile n-ar mai ști nimeni de mine. M-aș bucura foarte mult. Victor, ar vrea să știe. Ce sfat ți-ai da dacă te-ai întoarce în timp 10 ani? Nu mi-ai dat niciun sfat. Aș face la fel ce am făcut până acum. Iar Vlad vrea să știe lângă ce fotbalist îți dorești să joci și de ce? Lângă Messi. Decide el meciul.